Ziua glumelor! Bună dimineața, Mica! Dă-mi-l, Mica! Dă-mi-l! Dă-i drumul, Mica, te rog! Sigur! Astăzi este ziua glumelor! Ei bine, nu o să fiu păcălită! Anul acesta voi investiga totul și nimeni nu mă va putea păcăli! Un monstru! Bună, Mica! Uite ce am! Ce frumoasă este! Îți place? Este floarea apei! Vrei să o miroși? Da, da! Ce nume ciudat! Ha? Ziua glumelor! Nu mai vreau să fiu păcălită! Cami, lasă-mă să te servesc un ceai! O să te simți mai bine. Bine, dar dacă este o altă glumă, te avertizez, nu o să țină. O să-ți placă. Miroase bine. Vrei să facem schimb? Să fiu sigură. Sigur. Așează-te. Așează-te și bea-ți ceaiul. Ziua glumelor! Am terminat! Nu mai pot să am încredere în nimeni. Trebuie să merg în pădure singură și să fiu lăsată în pace. Ce glumă ne-a făcut Lucy și Lua! Nu suntem în siguranță nici aici. Nu știm ce glumă ne mai așteaptă. Deși știu pe cineva care ne poate spune. Tina, te rog! Trebuie să știu ce glumă ne vor face. Poți întreba cutia destinului despre asta. Cutie, vreau să știu. Ziua glumelor! Scuze, n-am putut rezista. Scuze, n-am putut rezista. Spune-mi ce glumă mă așteaptă. Ok, doar una. Dar nu știu exact. Știu doar că se face cu baloane. Baloane? Ha, o să fiu atentă la asta. Mulțumesc! Haide, Mica! Aha, un balon! Nu ne vor mai păcăli de data asta. Aha, te-am prins! Hei, mi-ai spart balonul uriaș! Fugi, Mica, fugi! Unde ești? Te voi găsi! Acolo! Alt balon! Lumea este a mea! A mea! Te-am prins! Vrei să te joci? Lumea poate fi a ta! Imposibil! Suntem într-o misiune secretă! Ha? Acestea sunt! Sunt baloanele pentru glumă! Ha? Suntem la carnaval? Să mergem! Perfect! Glumă blocată! Surpriză! La mulți ani, Wendy! La mulți ani, Wendy! Voiați să ne faceți o glumă, nu? Oh, mulțumesc, prieteni! Nu mă așteptam! Oh, ce s-a întâmplat? Cami, ai stricat ziua lui Wendy! Voiam o petrecere cu baloane! Am crezut că este o glumă! N-am vrut să-ți stric ziua! Îți promit! Nu o să uit niciodată că ziua ta este de ziua păcălelilor! Este în regulă! Sunt doar baloane! Lumea prin mișa, aventurile magice, crime.
și portalul Fantasy se va deschide! Trezicerile tinei! Vezi? Da, da! Poți zbura! Ai! Oh, nu! Bine! Hey, Fantasy! Am venit să vă invit la festivalul de... La festivalul tău de poezie? Ce tare! Vom veni în grabă! Auci! Ha? Nu o să mă obișnuiesc niciodată cu lumea aceasta! Ha? Babi nu este de aceeași, da? Oare Tina este acasă? Știam că o să vii. Intră! Wow! Intră, Babi! Bate palma! Mâine o să recit niște poezii! O să... Și o să le placă tuturor! Trebuie să vin? Dacă nu-l voi privi, n-o să mă pot răsuci. Vezi? Pot face și eu rime. Ne, ai nevoie de practică. Îmi poți spune dacă va fi mâine vreme bună? Sigur, dar am nevoie de concentrare. Concentrare? Concentrare? Oh, nu! Ai grijă cu apa! Dezvolta totul! Apa este periculoasă! A zis apă? Oh, nu! Să mergem! Wow, 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 wow! Au! Dacă îți spun că soarele nu va ieși, te mint, pentru că soarele va străluci! Ha? Este grăbită, dar este emoționată cu premiera! Care îmi vine mai bine? Roz sau roz deschis? Roz deschis! Rozul e simplu, nici vorbă. Rozul deschis e simplu. Unde va fi sfârșitul lumii? Tina a văzut în globul ei multă apă. Totul se va inunda. Inundat e? Oribil! O să plecăm de aici. O să fim inundate. Nu putem părăsi valea pur și simplu. Trebuie să ne pregătim pentru inundație. Ei bine, dacă nu ai o barcă în casă... Asta este! O să construim o barcă mare pentru toți! Aha! Barca ne va salva de inundație. Și dacă va ploua mult, vom face surf. Da, dar astăzi este recitalul. Și chiar vreau să-mi cânt poeziile. Îmi place casa mea. Nu vreau să o părăsesc. Ce se întâmplă cu voi? Și de ce sunteți în cadă? Trebuie să fie un obicei local. Casele, ploaia, inundația. Ce inundație? Ai văzut foarte multă apă în globul tău și că totul se va inunda. Nici vorbă, a fost Tini care a vărsat sticla. Am spus că soarele va străluci. Serios? Deci nu va veni inundația? Sigur că nu. Da, o să-mi cânt poeziile. Loreta este cea mai tare și dansul este frumos. Lady este ca soare și strălucește foarte tare. Tina este super comică și cântă la tube. Totul zboară. Poeziile sunt frumoase, dar interpretarea nu prea. În final, ai chemat ploaia. Oh, fetelor, ce ploaie! Oh, wow. Cry babies, magic tears. Lumea prietenii și aventurilor magice. Cry babies, fantasy.
Lena este YouTuber. Uf! Ce faci acolo? Privesc în continuare. Și acum? Ce se întâmplă? Suntem puțin plictisite. Putem face altceva? Da, știu! Hai să vedem ce fac cei din Valley. Ce este asta? Are frunze și cuvinte. Priviți, care niște jucării. Lasă-mă să văd. O văd pe Lady. Balonașe colorate. Îmi plac foarte mult. Sunt atât de originale. Ce-ar fi să le vizităm? Da! Priviți, Lena! Ne poți învăța și pe noi lucruri de aici? De aici? Da! Să mișcăm lucruri fără să suflăm. Să facem balonașe spectaculoase. Și să ne jucăm cu cutia cu cuvinte. Mi-ar face plăcere. Dar... am niște prăjituri în cuptor. Faci prăjituri în cuptor? Fără vreo magie? Putem vedea și noi? Bineînțeles! Știu să fac orice! Vorbiți cu Lena, cea mai faimoasă influențăriță din Valley. Puteți vedea tot ce fac pe canalul meu, Lucrurile Lenei. Puteți învăța totul din videourile mele. Am o mulțime de urmăritori. Urmăritori? Dar nu e nimeni aici. Stați puțin! A spus ceva despre un canal. Poate trebuie să-l punem în apă. Uite, nuată ca o rățușcă. Nu! Se pare că nu așa trebuie. Stați puțin, nu știți nimic. Pun pareu că asta merge, ca și cutia cu cuvinte. Încetează! Nu așa se folosește. Poate e unul din lucrurile cu care te joci cu mingea. Acest lucru m-a mușcat! Lena! Nu! Lena este prizonieră în cutia asta. Ieși afară, Lena! Ieși de aici! Stați puțin! Uite, Lena știe să danseze. Priviți! Bună, prieteni! Și bine ați venit pe canalul Lenei! Azi ne vom distra cu o carte bună și cu un slime dezgustător. Îl vreau pe cel care arată ca o piruță. Eu vreau cutia cu cuvinte. Lăsați-mă pe mine. Ba nu. Unde a dispărut? Trebuie să fie înăuntru. Lena, ești acolo? Da, aici sunt. Ce faceți cu laptopul meu? Unde sunt videourile mele? Mi le-ați șters? Mi pare rău, Lena. Dar canalul meu, urmăritorii mei, sunt o influențăriță. Știu! Putem face împreună alte videouri și te vom ajuta să-ți recuperezi canalul. Dar trebuie să ne arăți ce este un influencer. Ok, acțiune! Nu așa! Prinde cu cealaltă mână. Era gata să te lovesc cu piluța înghețată. Poftim această piluță de foc, ha? Înghețată! De foc! Hai să vedem! Se face așa! Acum e rândul vostru! Gata și acțiune! Dezgustător! Nu mă atinge! Nu o să mai fiu celebră! Nu mai am urmăritori din cauza voastră! Hei! Care-i problema cu urmăritorii aceștia? Nu ai nevoie de milioane de prieteni pe canalul tău! Ne ai pe noi! Ce vrei mai mult? Urmăritori? Ei bine, acum îi ai! Să urmărim pe Lena! Yay! Am cei mai buni prieteni aici lângă mine! Fantasy!